Domnul președinte, ce impresie v-a lăsat primul amical din această vară câștigat, 1-0 cu Gazmetan Mediaș? A fost un test util. Am întâlnit tot o echipă de Liga 1, o echipă bună de Liga 1, chiar dacă și Mediașul suferă transformări, au plecat foarte mulți jucători. Eu zic că a fost un test util și toți jucătorii care au jucat au încercat să facă lucruri bune. Ați remarcat pe cineva? Cum vi s-a părut echipa la acest prim meci după o perioadă încărcată echipa, de antrenamente? Eu remarc echipa, deci mi-a plăcut atitudinea jucătorilor și chiar dacă trec printr-o perioadă foarte grea, pentru că se muncește, e o muncă foarte grea, dar jucătorii, eu zic, au răspuns bine la jocul de ieri. Cum a decurs până acum cantonamentul de aici, la Sibiu și Cisnădie? Vedeți și dumneavoastră, avem condiții foarte bune de pregătire. Acesta este terenul 2 de antrenament, avem terenul central unde ne antrenăm. Suntem la poalele Măgurei, condiții foarte bune de antrenament, condiții bune de refacere, condiții bune de masă, de odihnă, deci condițiile sunt dintre cele mai bune. Pentru asta și optăm an de an să venim în această zonă. Ce impresie v-au lăsat jucătorii care au evoluat în probe în meciul cu Gazmetan Mediaș? Avem câțiva jucători pe care tehnicianul echipei noastre îi testează în acest cantonament. Probabil după jocul de mâine, când întâlnim Asia Târgu Mureș, o să luăm o decizie în privința acestor jucători, care rămân dintre ei, care pleacă. Mihai Roman este o achiziție reușită? Sperăm să fie o achiziție reușită, este un jucător tânăr, cu profil ofensiv, un fizic bun și este un jucător fost component al echipei naționale de tineret, un jucător în care ne punem mari speranțe de viitor. Mihai Răduț va aduce un plus la mijlocul terenului? Cunoaștem cu toții pe Mihai Răduț, el a lăsat o impresie foarte bună la ultima, când a jucat la Pandurii Târgu Jiu. Sperăm în continuare ca Mihai să rămână același jucător și suntem siguri de acest lucru. Mihai Răduț are potențial și cu siguranță ne va ajuta. Ce așteptări să aibă suporterii de la sezonul viitor de la Pandurii? Suporterii echipei noastre cu siguranță așteaptă ca echipa noastră să joace din nou în Europa. Va fi un campionat foarte dificil, important e să începem bine, ne dorim și noi să terminăm în locurile fruntașe ale clasamentului, dar, mă repet, va fi un campionat deosebit de dificil. Sperăm să arătăm bine în această nouă ediție de campionat, să avem rezultate bune. Cupa Ligii e un obiectiv? Orice trofeu este un obiectiv.